Mergem la următoarea invitată și am citit în ziare, mai bine spus într-o parte a presei, că totuși n-au scris chiar toate ziarele, adică au scris cu litere de șchioapă ziarele de cancan, că și-ar fi scos o coastă pentru a avea talia mai subțire. Cert este că a slăbit vizibil, iar întrebarea este dacă a folosit sau nu bisturiul. Aceasta este întrebarea la care ne va răspunde Roxana Nemes. Bună, bună, bună! Ia, uite-te, mi-am scos, ce zici? Numai o secundă, oameni buni, să facem... Nu, ridic dacă vrei să se vadă, da? Să facem o consultație în direct. Păi, nu, stai că eu totuși când am făcut medicina... Numai o secundă că l-am și pe asistentul meu, Ciucă. Hai, bă, vin, nu ia salatul. Să verifice, nu? Hai, de Ciucă, ai emoții. Bună, bună tuturor. L-au trecut apele, numai o secundă. Deci aș vrea să, că și tu ai văzut foarte multe cazuri la viața ta, aș vrea să numeri coastele. Ia vezi, vezi aici ce se simte? A? E una lipsă. E una lipsă, nu? Dar trebuie să doar fiu pe strâmbă. Doar pe stânga sau și pe dreapta? Ia vezi, trebuie să fiu Ciucă. Strâmbă? Hai mă, Ciucă, hai mă, bă, Ciucă, bă. Am găsit alun. Nu aș, bă, să nu aș zică așa. Nimeni nimic, așa. Bă, știi de ce o să rămâi tu singur? De ce o să rămâi singur mulți ani de aici înainte? Că nu așa se face controlul. Nu așa se face controlul. Nu pot să-ți arăt că sunt însurat. Gata, eu zic că ajungem azi, am zis, mi-am propus să ridic mai eu, să vadă toată lumea, mă, chiar nu se întâmplă nimic. Dar nu știu, mie oricum mi s-a părut foarte ciudat. Mă bucur. Dar uite această poză apărută, tu ai postat-o pe pagina ta de Instagram de la Petrecerea Viva, eu nu? Eu am postat-o pe prima și eu am postat-o pe cealaltă, pentru că, uite, diferență că mi-am ascuns operația. Și? Și într-adevăr în poză, na, nu s-a văzut tocmai frumos și am zis, deci, mă, stai să și ce să era pun, acolo totuși. Da, dar ideea e că ei m-au sunat înainte. Au fost foarte prietenoși, m-au sunat, m-au întrebat. Eu am citit în cancana asta. Da, nu? da. Zice de la Petrecerea Viva și da. Având o rochiță cu spatele gol și neavând silicoane, ca să înțeleagă toată lumea că probabil sunt care nu știu, având sunt natural, mulțumesc lui Dumnezeu în continuare. Numai o secundă, aici trebuie să certifice doctorul Ciucă. Lasă, că ești pe telefon, pe Instagram, cu el în mână o să mori. Așa, să revenim. Normal că mi-am pus un sutien să-mi susțină. E nevoie susțină, de tine aici, nu? Auzi tu despre ce vorbim. Tu ești acolo, pe butonașe. Te. Așa. Și atunci, automat, mi-am pus un sutien cu bandă. Da. Pentru că există așa ceva. Ai auzit, trebuie să ne, cu bandă. Să ne gândim, întâi stai și a făcut operație. Culmea e, eu știu că în ziua de astăzi toate femeile își scot, își pun, n-am o problemă din cauza asta, fiecare face ce vrea cu corpul ei. Dar eu nu mi-am pus și nu mi-am făcut nimic în toată viața mea. Adică ar fi culmea să încep adică prin... Adică n-ai nicio operație estetică nu nimic? Nu am și încep prin am scoate o coastă, știi? Adică asta ar fi, nu știu, nici bunica nu crede așa ceva. Dar mă rog, m-am amuzat teribil, da. M-am amuzat te-ai maxim. Te-ai amuzat teribil la treaba asta. Dar dacă ar fi fost să faci treaba asta, ai fi recunoscut, nu? Adică nu... Doamne ferește, dar sunt o tipă foarte asumată, de când mă știu, adică nu era ca și cum nu recunosc, dar mi se pare ciudat de ce să-mi scot o singură coastă, adică păi, dacă da, tot e scos două, nu știu, două pereche. Mai ales că era aici, nu știu, m-a scos-o de la gât, de unde, adică... Da, nu știu, și secretul ăsta, Ciucă cum a slăbit? Ciucă e doctorul, dar uite, toată ziua numai pe telefonul mobil, e pe Instagram, pe Radu Ciucă, ce faci, Ciucă? Te uiți în fișa medicală? Da. El este doctor la profesie, serios. Da? Da, estetician, dar în timpul liber vine la noi la proteze și montează. La fel ca italianul la bază... Ce? La fel ca italianul la... La fel ca italianul. Am aceleași diplome ca el. Așa ai diploma ca el, nu? Da. Ai fost și parcangiu, adică? Nu. Păi e bine să muncești, nu? Încep da. De undeva. În rest, noi tot ce putem să spunem este că ești la fel de frumoasă cum mulțumesc, te știam. Mulțumesc. Ai niște ochi superbi și aș vrea să ne spui, pentru că bem un pahar cu apă, Ciucă. Ce mai face Bogdan Stelea? Foarte bine face Bogdan. Suntem prieteni foarte buni cu iubitul meu. Este prieten foarte bun ca să nu intrăm în alte exact, scenarii. Exact, că noi știi cum e. Toți ne facem la scenarii, zici că suntem născuți suntem regizori. Suntem o țară de scenarii, da, și da, de paparații. Toți exact, avem exact. Telefonul mobil cu cameră. Suntem prieteni. Este prieten foarte bun cu iubitul meu. Și așa dar am vorbit. Dar cine e iubitul tău? Iubitul meu.
Iubitul meu. Nu contează asta, contează să revenim la subiect. Dar el e tot cu fotbalul? Să revenim. Nu, nu, Bogdan Stelea, nu, portarul echipei naționale, an la rând. Exact, este un tip foarte mișto, îi mulțumesc lui Bogdan. Super mișto, chiar mișto. Super. Foarte mișto ca om, este pe lângă... Și ca bărbat arată bine. Adică... Arată foarte bine, tocmai de asta mi-am dorit să fie la mine în clip. E un bărbat mișto, e și eu, de, făcând 30 de ani, am zis, mă, dă foarte bine să fie un bărbat, nu un model, nu... Da. Să fie un bărbat. Și de cât timp dumneavoastră îndrăgostită? Să trecem pe partea personală. Păi stai că n-am povestit de Bogdan, de cum e în clipul meu, cum a ajuns, ce făcea în clip. Totul e super, mergem mai departe. Cu motor foarte mișto, să știi, custom made, foarte mișto motorul, foarte mișto. O să vedem și imagini din clip. L-a prins ploaia, nu o să vedeți în clip ploaia, l-a prins ploaia, a filmat în ploaie, super bine s-a descurcat, adică a fost foarte profi. Sunt convins, mă îndoiesc, un profesionist. Să-i Dar iubitul, cu ce se ocupă? Iubitul... Noi suntem aici de la agenția... Iubitul meu în cinematografie. Regizor. Nu este regizor. Producător de filme. Nu, lucrează în cinematografie și, într-adevăr, la acest clip s-a implicat foarte mult și, pe lângă idei, s-a implicat cu tot ce a știut și tot ce este în putință. Mi-a fost alături și asta contează cel mai mult. De cât timp stați împreună? Mai mult ce vrei. De cât timp împreună? Cătălin, ce vrei să știi mai mult? De cât timp împreună, Roxana? Nu trebuie să ne mai ascundem, suntem oameni deschiși. Suntem de mulți ani, Am avut o perioadă în care n-am mai fost și acum suntem din nou de ceva timp. N-ai mai fost cu el, te-ai certat și apoi tot cu el. Da, sunt tot tipul... Dragostea era puternică. Da, întotdeauna. Dacă nu e dragoste, nu ajung să fii din nou împreună și dragostea, într-adevăr, foarte puternică între noi. Și eu sunt o tipă stabilă, vreau să cred, și chiar asta mi-am dorit. Bă, ești, Dumnezeu, ești o gagică foarte mișto, tipul foarte mișto și cred că asta contează, pentru că de câte ori ne-am întâlnit, ești așa cu zâmbetul pe buze și, păi, și foarte faină, o fată foarte faină, tare mulțumesc, faină. Mulțumesc mult, Cătălin. Vedem din clip, cântăm? Normal, cântăm cu băieții mei. Mi-am dat seama, mei. Cântăm că au venit băieții, au chitara aia roz, adică nici n-ai cum să n-o vezi. Trăiți băieții, haideți mai în față, veniți mai în centru, așa. Bine ați venit, chitară roz, dacă te vede fiemea, devine fana ta, tot ce e roz. Să e știi perfect. Că am zis, datorită acestei chitare, am zis că mă apuc și eu, vreau să învăț. Să când la chitară arată maxim și are mai multe culori. Pe Roxana Nemes o găsiți cu toate coastele la ea pe Instagram, Roxana Nemes. Roxana Nemes, da. Roxana Nemes și pe Instagram, v-am zis, are toate coastele, ciucă. Ai pierdut încă o șansă să-ți dovedești maestria în lumea estetică. Da, asta e. O ascultăm pe Roxana Nemes și mai avem și alte surprize pentru dumneavoastră, așa că vedem și videoclipul în care a jucat portarul național, Bogdan Stelea. Până stele, toate visele mele, tu mă urci, mă cobori, dar ați mai lăsat în noi. Joc mult.